Chiar astăzi, în cuvântul propovăduit în Sfânta Evanghelie, atenționat foarte clar și am zis-o, ori există vreun om în biserică, la Sfânta Liturghie, în acest post, și nu mai în post, dar în postul acesta, că sunt două săptămâni deja, e postul mare, unii ne aflăm, care încă nu este iertat cu cineva, care l-a supărat, eu m-aș teme să aud un creștin astăzi, că mai poate să fie și să zacă în acest păcat strigătorul acel, de a nu ierta. Nici jertfa lui, nici postul lui, nici rugăciunea lui, nici fapta lui, nu va fi primită înaintea lui Dumnezeu. În zadar face orice, până nu iertăm, spune că jertfa ta, dacă o duci biserice, ce înseamnă jertfă? Un creștin bun, model, format frumos, spiritual, când se duce la biserică, se duce la Sfântul Altar. Cu prescură sau cu făină pentru prescură, cu vin pentru Sfânta Împărtășanie, cu o sică de ulei pentru candele, cu cărbun, tămâie, asta e jertfa unui creștin obligat moral, care trebuie să o facă în fiecare duminică sărbătoare. Cu lumânări ceară curată pentru Sfânta Sfinților, unde ați văzut că sunt credincioși și duhovnicești care permanent duminica dau lumânări de ceară curată pentru a arde în sfeșnice la Sfânta Liturghie și la rugăciunea de miezul nopții. Atunci, dacă simți că ești împăcat cu toții, du jertfa altarului. Dacă nu, lasă jertfa la ușa bisericii, întoarce-te, dacă îl vezi, îmbrățișează pe sora ta, pe fratele tău, implorând iertarea, nu doar cu scopuri. Că ai nevoie tu ca să te poți duce în biserică, iartă-mă, soră, dacă nu vrei, Dumnezeu să te ierte. Apoi vedeți cât de bun e Dumnezeu cu noi, iertător. Și apoi Sfintele Taine le considerăm așa, că în potirul acela este niște vin și niște pâine. Cutremur ne ia pe toți să știți că vinul se preface în sângele Domnului și pâinea în trupul Domnului. Dacă frăția voastră să avea credință, cum spunea un Sfânt Părinte, când preotul a ieșit cu Sfintele Taine, n-atinge pământul. E dumnezeirea ce este împotit, sângele trupului Hristos. Țin să vă mulțumesc din tot sufletul meu că astăzi sunteți prezenți și de fiecare dată dovediți de multă credință, pioșenie și trăire. Mă refer la toți, numai la pelerinii care veniți deseori, urcați dealul mănăstirii Hademur. Mă bucur că frățile voastre vă căutați atât de frumos de suflet. Deși nu ușoară vă este viața, calea, bătrânețea aceasta, când spune o vorbă aceasta, să îmbătrâniți frumos. Se vede omul adevărat, gospodarul, gospodina, creștinul, creștina, când are o viață frumoasă și îmbătrânește frumos. Părul ăsta cărunt trebuie să spună ceva din viața noastră, din trăirea noastră. Vedeți că copiii copiilor dumneavoastră, care au avut credință părinții și bunicii, rămân și ei cu credința părinților și a bunicilor. Am întâlnit foarte mulți tineri care se plâng că din contră, părinții nu sunt postitori, rugători, și ei au ispite și nu-i lasă să se roage sau să țină puțin post. Vedeți că ora de religie contează foarte mult pentru unii elevi. Bine, nu o să mai putem face noi religie cu cei de clasa 12-a. Că în clasa 12-a sunt elevi care au frică de Dumnezeu, dar nu se poate. Și nu-i bine să arată ei că sunt mai credincioși ca ceilalți, dar ați văzut cât de greu e să faci religie cu cei din liceu sau facultăți. Iarăși din nou mă reîntorc la 7 ani de acasă, care e foarte frumos, îmi place să spunem, nici că ăsta nu are 7 ani de acasă, sau are 7 ani de acasă. Spre fericirea noastră, bucuria mea, personal, n-am treabă cu ceilalți părinți, mă bucur că foarte mult tineret vine în biserici și mănăstiri. Noi dăm model tineretul că e rău, dar îmi cer iertare, sunt oameni în vârstă care nu frecventează Sfânta Liturghie. Sau, am spus eu deseori și cred că nu sunt prea văzut bine, la orașe se postește mai mult ca la țară, iertați-mă.
Ori noi modelul aveam de la bunicii părinții noștri de la țară. Cum ne învățau de micuți copii să postim, să ne rugăm. Acum să știți că mai mulți la oraș postez ca la țară. Sau mai mulți la țară veți găsi în sărbători Sfânta Duminică pe băncuța din fața casei. Sprijinit de un baston sau nu, dar nu mi-e la biserică. Rog pe bunul Dumnezeu și pe măicuța Domnului să vă ajute în continuare să parcurgem postul Paștelui. Dumneavoastră știți bine că nu ușor vă este crucea în lume, dar nu mai ușor duci crucea când îl ai pe Hristos în familia ta, în casa ta, pe măicuța Domnului aici. Și apoi, dacă vreți să vă fie viața mai ușoară și mai frumoasă, să încercați să vă obișnuiți să vorbiți cu Mântuitorul și cu Maica Domnului prin rugăciunea minții. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, gândește-ne păcătos sau păcătoasă. Sau spuneți așa ca Părintele Serafim al nostru Dumnezeu, măicuță scumpă, ajută-mă, Iisuse scump, ajută-mă. Și cu siguranță veți resimți-o pe măicuța Domnului prezentă în viața dumneavoastră. Să știți că de mic copil am strigat la Maica Domnului. E bine, o să spunem cu toții, când avem nevoie, strigăm des pe Maica Domnului. Să ne oprim așa respirația, 4 secunde, și iarăși la Maica Domnului să ne gândim. Cât e de bună măicuța Domnului cu noi. Cum ne tămăduiește rănile, sufletești, trupești. Și când avem nevoie și o strigăm măicuța Domnului precum mama noastră, când este foame sau frig, să avem nevoie, unde punem mama, mânuța, pe sfânt și sacru. Așa măicuța scumpă noastră. Să încercați să fiți cu curaj și să ne dăjduiți. Nu există o încercare fără rezolvare dacă o iubiți pe Maica Domnului. Dar să știți că Maicuța Domnului e numai aici. Cu siguranță aici e locul, în casa lui Dumnezeu. Dar în călătoria dumneavoastră, în căsuța dumneavoastră, unii munciți, acolo tainic să strigați. Că cine nu este apăsat în de dureri. În primul rând, cea mai mare încercare a omului este când îți trimite satana niște din ăștia așa care îți ispitește viața ta, liniștea ta. Zice, ferească-mă Dumnezeu de vrăjmășia casnică. Zice, ferească-mă Dumnezeu de vrăjmășia casnică. Să nu vă tulburați liniștea. E mai periculoasă vrăjmășia casnică din familie, deseori.